Breaking news, doamnelor și domnilor, domnul Voiculescu, fost ministru al sănătății, a plecat pe ușa din dos de la minister în această mașină cu geamuri fumurii. Când ai geamuri fumurii, nu te vezi de afară înăuntru, ca să spun așa, adică nu poate fi filmat și, mă rog, văzut domnul Câțu ca să își dea reporterii seama dacă e într-o stare de veselie sau de tristețe, de pildă, după ce i s-a întâmplat. Domnul Voiculescu pleacă așadar de la minister, deși noi ne întrebam ce caută la minister atâtea ore după ce a fost demis, când ieri, când era încă ministru, nu era în minister. Dar v-am dat această știre să vedeți că a plecat pe ușa din dos.